încep ca și frate Viorel, doamnelor și domnilor, că îmi dau seama că sunt și doamne și domni, frați și surori, mă rog Domnului deopotrivă să ne binecuvinteze. Sunt la această căsătorie și din obligații mai vechi. Sora Emi, fata lui Lili, îi mireasă, ei în sat, în Bosanci, sunt vecini cu noi, ne cunoaștem de multă vreme, am mai fost la ei în vizită pe aici, prin America, ai drept, n-am fost de câțiva ani, și mă bucur să fim împreună, Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin. Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Amy este un ajutor potrivit. Eu nu știu tare bine engleză, Amy cred că se spune, nu știu românești mai... Un ajutor potrivit. Ajutor la ce? 1 Corinteni 16:16 vorbește de ajutor la lucru. Ei doi vor trebui să muncească. Probabil că o să meargă într-o bucată de lună de miere, dar după aceea vin acasă să dea la treabă, Domnul să-i ajute. Ajutor la lucru. În 2 Corinteni 1:11 spune, voi ne veți ajuta în rugăciunile voastre, să vă ajutați în rugăciuni. Asta e foarte important. Ai un necaz, ai o problemă, ai o situație, ajutați-vă unul pe altul în rugăciune. În cartea Evrei 2:18 spune că Hristos a fost ispitit, de aceea poate veni în ajutorul celor ispitiți. Un ajutor în ispită. Nu suntem feriți de ispită, niciunul. Și poate în ispita asta să se ajute unul pe celălalt. Vă dau un exemplu. Eram în diaspora, am venit cu o familie la adunare, familie tânără, frumoasă, părea pocăită. Au coborât din mașină, dar dintr-o mașină alăturată, au coborât o altă familie tânără. Iar șoferul care era cu mine, a rămas cu ochii ațintiți la familia aceea, lung. La care nevasta, eram de față, se duce în fața lui și face, dragule, eu sunt aici, unde te uiți? A, zic că da. Măi, l-a ajutat în ispită. Și-i bun și așa. În rai s-a întâlnit Adam cu Ema, Dumnezeu i-a pus împreună, a fost o căsătorie, s-a făcut acolo un legământ și eu vreau să vorbesc puțin numai de legământul de căsătorie. Cum am văzut eu legământul, cum imaginez eu legământul ăsta de căsătorie, e ca o legătură care... între ei doi. Numai că eu în viață am lucrat 35 de ani la Cala Ferată, printre altele am fost legător de sarcină. Când reparam locomotive, alea grele, zeci de toni au. Și se ridica cu un pod rulant mare, eu legam piesele celea și răspundeam. Înainte de a le ridica, avem întotdeauna datoria să verific cablurile celea, dacă nu sunt rupte. Și dacă din cablurile cele puține era rupte, nu le mai puteam folosi, nu mai era siguranță. Știți cum văd eu legământul de căsătorie? Ca o funie împletită din mai multe șuvițe. Legământul de căsătorie, legământ mare, puternic, împletit din mai multe legăminte. Și toate astea la un loc dau durabilitate căsătoriei. Aș vrea să vorbesc de primul legământ. Scrie în cartea Numeri, capitolul 25, versetul 12, acolo s-a consumat un episod tragic în istoria evreilor. Știți ce s-a întâmplat? Copiii ăștia născuți prin corturi, călătoreau ca nomazi prin dunele de nisip, un fel de semi-sălbatici ajunși, au fost ispitiți de fetele Moabului, care i-au atras, au făcut jerfe, grătare, mici și i-au invitat la jerfele lor. Și unii neatenți au căzut în păcat. Ba încă unul a luat o fată de acolo și a păcătuit cu ea în mijlocul taberei. Și atunci Fineas, fiul preotului Eliezer, a luat o suliță, i-a străpuns pe amândoi
Și-a încetat urgia. Acum vine Dumnezeu și îi spune în versetul 12, cu Finias eu voi face un legământ de pace. Primul legământ din legământul ăsta al căsătoriei, prima șuviță, dacă vreți, e legământul de pace. Era în Israel un om puternic, grozav. Avea un păr mare împletit în 7 șuvițe. Și-a venit o femeie și-a început să-i taie părul. Când i-a tăiat o șuviță, el a fost mai slab. I-a mai tăiat una, a fost mai slab. I-a mai tăiat una, mai slab. Când i-a tăiat pe toate 7, o bătut din palme. Samson, filistenii sunt împotriva ta. Voi face ca altă dată. Nu știa că nu mai are putere. În legământul ăsta al căsătoriei, dacă un legământ de ăsta mic se rupe, slăbește legătura. Domnul îi spune lui Finias, eu cu tine fac un legământ de pace. De ce? Sau ce implică legământul ăsta de pace? Acolo evreii au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Spunem în Sfânta Scriptură, s-au dedat la curvie, asta era o curvie. Și pentru că Finias a dat dovadă de moralitate și de fidelitate față de Dumnezeu, Dumnezeu face cu el un legământ de pace. Eu am spus, ca să fie pace în familie, trebuie ca cei doi parteneri să fie fideli. Să dea dovadă de credincioșie unul față de celălalt. Acolo unde fidelitatea nu este, apar geloziile, apar bănuielile rele și apare cearta. Că în inima ta sau într-o familie poate fi, Proverbe 17:1, ori pace, ori ceartă. Asta poate fi într-o casă. Ori pace, ori ceartă. Dumneavoastră vă certați acasă? Eu nu mă las amăgit de cosmetizarea dumneavoastră exterioară. Nu. Încercăm să arătăm bine, zâdim protocolar, venim la nuntă cu soția de mână, dar acasă de ce te-ai certat cu ea? De ce? Cine aduce cearta asta în familie? Spune Filipeni 2:3, nu faceți nimic din duh de slavă, sau din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Oameni buni, cearta e dată de un duh demonic, se cheamă duh de ceartă. Eram odată într-o familie când un proroc spunea celor din familie, măi, văd un duc de ceartă vine la voi, vă atâțe unul împotriva altuia, apoi el se dă la o parte liniștit și voi vă certați până seară, nu vă puteți împăca. Și el stă mulțumit că v-a făcut să vă certați. Voi când vă certați acasă, de la ce vă certați? Nu știu unde ceasă. Eram în adunarea din Bosanci, a venit un frate necunoscut. Un frate necunoscut. Sta pe ultima bancă, m-am dus, frate, de unde ești? Prin Sicăren, din Ucraina. Cum te cheamă? Panțărul Ilie. Ați avea un cuvânt de predică? Mă, dacă e nevoie, am. L-am pus la o binecuvântare de copii. Oameni buni, eu am peste 64 de ani de când stau în adunare. N-am auzit predica la el. Plângea toată adunarea, eu nu mai aveam batiste. Și era o predică așa de simplă, nu știa nimeni de ce plânge. Avea omul ăsta o putere extraordinară în predică. Printre altele ne-a povestit că la 2 săptămâni după căsătorie, într-o noapte au venit caghebiști și i-a luat nevasta din pat ca să o ducă în Siberia. Era pe tabelul cu pocăiți. El se duce și spune, dar și eu sunt pocăit. Să uita pe tabel, nu ești pe tabel. Și nevasta a luat numai într-un capot, așa îi spune, Ilie, dă-mi niște haine mai groase. Știu că ne duci în Siberia. S-a dus idei o haină groasă, nu l-a lăsat. A învelit haina într-un pietroi și a aruncat un camion, că îi ducea cu camioanele. Și spunea, fratele, am lucrat cu ziua 2 ani de zile. M-am dus în Siberia. După 2 ani de zile am găsit-o. Îmi spuneau oamenii din Prisicărien, măi băiete, tu știi unde e Siberia? Dar nu mai sunt femei în sat, măi. Și el spunea, nu, eu am legământ de căsătorie cu soția mea în fața lui Dumnezeu. Și după 2 ani s-a dus acolo, a întâlnit soția, au născut 8 copii, când i-a spus, mai vii odată,
dar vin cu soția, am venit a doua oară, i-am văzut ca pe niște sfinți. Și spunea în Siberie, în anii ăia grei, eu nu m-am certat odată cu nevasta. Se întorcea spre adunare și spune, dar voi de la ce vă certați? Se întorcea către mine, spune, dar voi de la ce vă certați? Eu nu sunt un certăreț. Dar voi când vă certați în familie, de la ce vă certați? Că legământul de căsătorie e un legământ de pace. Și Domnul să dea la o parte duhul de ceartă. Vreau să trăiți în liniște în casă, în pace. Ne cosmetizăm imaginea, vrem să arătăm bine. Oare așa e sufletul de noi? Așa e pocăința de noi? Așa e trăirea în duhul din noi? Dumnezeu ne ajute să fie așa frumos. Că poate fi ori ceartă, ori pace. În cartea Ioan, capitolul 20, versetul 19, iudeii erau cu ușile încuiate de frica, iudeilor celorlalți, stăteau încuiați acolo. O intra Hristos prin ușile încuiate, știi ce le-a spus? Pace vouă! Că în familia ta, în inima ta, poate fi ori o teamă exagerată și nejustificată, ori poate fi pacea lui Hristos. În inima în care este teamă, nu este și pace, nu are cum. Astea se exclud una pe alta. În Iov, capitolul 20, versetul 2, spune, gândurile mele mă silesc să răspund și frământările mele nu-mi dau pace. În inimă ori ai frământări, îngrijorări permanente, ori ai pace. Eu doresc Domnilor să le dea multă pace. Pentru că legământul de pace, ca să fie valabil, să trebuie să aibă în familia aceea fidelitate, moralitate, gelozia, știți cât e de rea? Dumnezeu să ne păzească pe toți de gelozie. Eu am întâlnit familie, bărbat, intelectual, cu facultate făcută greu în vremea lui Ceaușescu, care s-a divorțat de nevasta ingineră și ea. Nu s-a mai căsătorit nici unul, nici altul. Toți frații nu i-au putut împăca din pricina geloziei lui. Știți cât e de rea gelozia? Venem odată de la Oradea spre casă, mă sună un prieten, mă, dacă ești în drum, intră la patronul meu, fratele cu tare. Eram cu un frate proroc, ne plecăm pe genunchi. Se ridică prorocul, se uită la ea și îi spune, n-ai niciun motiv. Bă, dar ea se face roșie ca focul. El începe să plângă, patron, cu angajați. Eu nu înțeleg nimica. Mă duc în mașină, văd ce lucrare e asta. Frate Dragoș, nevastă sa atâta e de geloasă pe el, el e patron, mai duce oameni încoace. Când vine acasă, ia telefonul, vede cu cine e vorbit, ai dus contabilă, unde a stat, în față sau în spate? Și Domnul mi-a arătat că el e om pocăit. Știți cât e de rea? Gelozia asta. Unde apare gelozia, nu mai este pace. Doresc Domnul lor să le dea pace. Asta înseamnă fidelitate. Credincioșie. Când am vorbit de credincioșie, m-am așezat într-o diagramă cu trei coordonate. Pe prima coordonată am pus coordonata timpului. Credincioșia pe coordonata timpului înseamnă permanență. În Isaia, capitolul 11, versetul 5, credincioșie asemănată cu un brâu. Credincioșia e brâul coapselor sale. În Ieremia, capitolul 17, Domnul îi spune lui Ieremia, ia un brâu, poartă-l, și după ce îl poartă câteva zile, du-te, sapă o groapă lângă râu și îngroapă-l acolo. Ieremia se duce în groapă brâul, după multe zile cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, du-te, dezgroapă brâul și încinge-te cu el. Asta găsim în Ieremia 17. Se duce prorocul, dezgroapă brâul, dar nu se mai poate încinge, că brâul era putred. Frații mei, credincioșia e brâul coapselor noastre. Și trebuie să fie în viața noastră o permanență. Nu putem să fim credincioși nevestimii 2 ani, după care o înșelăm și apoi iară ne întoarcem cu credincioșie. Nu, nu, nu. Brâul ăsta putrezește, brâul se strică. Nu mai există încredere între partenerii de viață. Eu doresc de la Domnul pentru ei să fiți credincioși întotdeauna unul altuia. Domnul să-i ajute! Credincioșia pe diagrama locului. Fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Am întâlnit prin adunări oameni care nu dădeau dovadă de credincioșie, în care când dirijorul de cor a spus, dar eu ce să mă duc la repetiții, că
Cântăreții nu vin la repetiții. Măi, dar tu ești chemat în postura asta. Păi, păstorul nostru pleacă prea mult, mă duc și eu din adunare. Dar nu-i treaba ta ce face păstorul. Păstorul are programul lui, tu fii credincios în lucru, încredințat fie, da? Eu am acasă livadă cu pomi. N-am văzut niciodată mărul să pândească la cireș, să vadă, face cireșe, nu face cireșul, nu fac nici eu. Eu asta n-am văzut. De ce în adunare ne uităm la alții și dacă alții nu sunt credincioși, renunțăm și noi la credincioșie? Nu, prorocul e în treaba lui, predicatorul în treaba lui, păstorul are treaba lui, cântărețul treaba lui. Voi să fiți credincioși în locul în care v-a pus Dumnezeu. Tot așa e și în familie. Fiecare are fișa apostolul. Fiecare trebuie să răspundă de locul în care l-a pus Dumnezeu. Doamne ajută în asta! Legământul de pace obligă la fidelitate și credincioșie. Mai scrie în Ezechiel 34:25, Domnul compară pe Israel cu o turmă cărora le va asigura liniștea. Și spune, voi face cu ei un legământ de pace, voi îndepărta toate fiarele sălbatice din țară. Asta înseamnă protecție. Protecție. Voi să vă protejați unul pe altul. Să aveți grijă unul de altul. Îți spune un surat de 40 de ani, cum cruți nevastă, așa voi. Cum ai grijă de bărbat, așa l-ai tătă viața. Am întâlnit oameni care se exploatează, oameni care se șantajează, șantaj emoțional, ca Dalila la Samson. Cum poți să spui că mă iubești, că inima ta nu-i cu mine? Dar inima ei era cu el? Nu, și apoi vine nevasta, dacă m-ai iubi, ai schimbat tu copilul. Dacă m-ai iubi, ai spălat tu cămăși. Dacă m-ai iubi, ai face și tu o ciorbă. Păi eu te iubesc fără să fac astea. Eu vin de pe șantier, eu vin de la lucru. Eu am fișa mea, apostolul, tu ai pe a ta. Dar se întâmplă că de multe ori exploatăm pe celălalt. Și asta e o problemă. Am observat la dumneavoastră aici câteva familii cu copii numeroși. Fratele Dragoș Riscu avea vorba lui Ceaușescu, mame eroine. Eu m-am întâlnit femei. Odată m-am întâlnit cu un frate slujitor și dă mâna cu mine, pacea Domnului, pacea Domnului, dau mâna cu ea, pacea Domnului și el spune, mama 15 copii. Dar când am dat mâna cu el, parcă era itist el. Când am dat mâna cu ea, niște bătături, că nu puteam trage mâna din mâinile ei. Dar avea cearcă de la ochi, dar avea riduri, dar era obosită, dar și m-am gândit, măi, el nu vede că nevasta lui nu-i odihnită? Nu observă asta? El e așa rătund ca un pepene, cu Biblia sub soară, el e evanghelist și acasă o casă de copii și tătă grija în capul neveste. Mă, nici așa nu-i corect, frați și surori. Am mai întâlnit și surori, el venit de pe șantier, o spus, frate Dragoș, și în ureche am ciment, tot ziua am cărat ciment. Cum a ajuns acasă, ei spune, mai schimbă-l tu, că eu m-am săturat de el. Asta nu e familie, oameni buni. Voi trebuie să vă protejați unul pe altul, și fizic, și sentimental. Protecție sentimentală. Domnul să-i ajute la aceasta. Și mai scrie tot la legământul de pace, Maliahi, capitolul 2, versetul 5. Eu cu Levi am făcut un legământ de pace. El a tremurat de numele meu. Știi ce înseamnă asta? Reverență, respect. Să vă respectați unul pe altul. În surat de 40 de ani, nu i-am spus lui nevastă mai niciodată altfel decât pe nume. Dumnezeu e și mă aude. Îi drept când mi-a fost dragă, i-am spus cu un ton, când nu mi-a fost așa dragă, cu alt ton, dar tot pe nume i-am spus. Voi tot așa? Îmi dați voi tot așa? Că arătați bine exterior, dar cu pocăință, cum e? Tot așa? N-am împins odată nevastă mea, n-am bruscat odată. Voi tot așa? Și apoi venim aici, știi ce se întâmplă în Maliahi, capitolul 2, versetul 14? Evrei aveau altar, aveau jerfe și plângeau. Dumnezeu nu-i asculta. Înconjurați altarul cu lacrimi și Domnul nu vă ascultă. Și dacă vă întrebați de ce? Pentru că Dumnezeu a fost martor între tine și nevasta din tinereța ta cu care ai legământ și cărui acum nu ești credincios. Doresc Domnul să le dea în legământul ăsta de credincioșie, să le dea în legământul ăsta de căsătorie, aveți grijă la
legământul ăla mic, legământul de pace, să nu vă certați. Odată era o familie mai certăreață și, frate, ne mai certăm, a spus, măi, uite, când vrei să te cerți, îmi dai mie un telefon înainte. După o vreme spune, frate, m-a luat gură pe dinainte, m-a încertat cu... Băi, dar de ce nu mi-ai dat telefon? Apoi nu m-am mai gândit la dumitale atunci. Legământul de căsătorie are un legământ care se cheamă legământ de pace. Dacă se rupe legământul de pace și dacă trăiți în certuri și în zavistii și în dezbinări, 1 Corinteni 3 cu 3 spune, când între voi sunt certuri, zavistii, dezbinări, sunteți lumești, că trăiți ca ceilalți oameni. Eu doresc ca Domnul să ne ajute să trăim ca niște pocăiți. Un alt legământ. Psalmul 25, versetul 14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Și legământul făcut cu El le dă învățătură. Un legământ de instruire. Un legământ de cunoaștere. Există o cunoaștere fizică. Nici un prieten de-al meu, nici un coleg de servici, nici doctorul de familie nu știe neputințele mele trupești ca nevastă mea. Și când îmi dă telefon, mă întreabă cum e cu aceea, cum e cu aia, ai grijă de aceea, păzești de acolo, că trăiesc de 40 de ani aproape cu ea. Există o cunoaștere fizică. Noi acum când suntem tineri, suntem sănătoși, ne căsătorim, câteodată ascundem lucrurile care nu vor să fie cunoscute, dar vine vremea când omul lasă pe tată, pe mama, se lipește de nevastă și cei doi sunt un singur trup. În alipirea asta apare o cunoaștere fizică, care trebuie să fie și să fie după căsătorie. Domnul să vă binecuvinteze, să vă cunoașteți unul pe altul, să vă îngăduiți unul pe altul, să vă protejați unul pe altul, să aveți grijă unul de altul. O cunoaștere emoțională. Ce-i place lui nevastă mea? Roman 12 cu 2 spune, fiecare să placă celuilalt în vederea zidirii spirituale. Eu sunt omul care nu mă pricep la cadouri. Odată a venit un frate din America, cred că era potent financiar, nu-i spun numele, și a vrut să stea de vorbă cu mine, dar eu aveam treaba acasă, aveam animale, aveam de strâns trifoi, venea ploaie, el m-a luat și m-a ținut vreo 3-4 ceasuri. Când am gătat de vorbit cu el, el îmi scoate 500 de lei și spune, poftim în numele Domnului pentru că ai stat de vorbă cu mine. Eu zic, eu nu-s avocat, Domnule, ce-mi dai banii ăștia? Măi, te rog, ia-i în numele, i-am luat. Mai scoate 100 de lei, spune, de aici cumpere niște flori la nevastă. Și eu întreb așa, din instinct, dar dacă îi cumpăr orez, zahăr, nu-i bun? Nu, nu, orez îi cumpere de acolo, de aici îi cumpere flori. Măi, m-am dus la prima tarabă, întreb, Doamne, cât e? 80, ăsta 60, ăla 40, ăsta de 40. L-am cumpărat, el sta cu mâinile la spate, ca un dita mai americanul, s-uita la mine, m-a salutat, am plecat. Ajung cu florile acasă, zic, ce-i cu tine, măi, de unde vii? De două ori am făcut cadouri în viața mea, s-a uitat nevastă în mine, zic, măi, omule, știi că eu port așa ceva, mai văzut odată, mine, nevastă e bani, du-te, lasă-mă în pace. Și când am fost în America ultima dată, o soră s-a oferit să-mi dea un parfum. Zic, ce parfum folosești? Nu știu. Am sunat în țară și am întrebat-o. Să-mi cumpri un parfum mai tare decât mirosul de graște, că noi atunci aveam animale. N-am găsit nici în America, stați liniștiți. Frații mei, noi trebuie să ne cunoaștem emoțional. David, ce-i place ei? Tu știi ce-i place ei? Da? Este o cunoaștere. Legământul ăsta de căsătorie ne permite de acum să ne cunoaștem fizic, să ne cunoaștem emoțional, să ne cunoaștem rațional. Deuteronom 31 cu 21, căci eu cunosc pornirile și gândurile tale. Eu după ani de căsătorie, eu știu cum gândește nevasta. Eu știu cum gândește nevasta. În orice situație, băi, nevastă mea așa ar face. Sau ea știe, măi, bărbatul meu cam așa ar face. Că există o cunoaștere rațională. Domnul să rădea și lor. Deci legământul ăsta de căsătorie are un legământ de pace, un legământ de instruire, de cunoaștere. Și Isaia 54 cu 10.
Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dragostea mea nu se duce de la voi și legământul meu. Legământ de dragoste. Este dragoste? Bine că este. Numai că dragostea asta, Ioan 13, Domnul știa că pleacă din lumea asta, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Eu am avut odată o predică, am intitulat-o Hoții începuturilor. La început, spune Biblia. La început. Dragoste. Declarații. Sunt unii meșteri în declarații, parcă îl ar copia, știu eu, pe Eminescu. După o vreme, e nevoie de păstor, e nevoie de comitet și eu mă întreb, unde vi-s fluturașa aia din stomac? Unde-s? Cine v-a furat începuturile cele frumoase? Când începuturile au fost frumoase. De ce se mulțesc divorțurile în Biserica Pentecostală? De ce? V-ați spus vreodată întrebarea? E un studiu pe care eu acum îl am și îl gândesc și mă rog Domnul să-mi arate. De ce? De ce oriunde merg în diaspora, conferință cu familie și aceleași întrebări? Frate, divorț și recăsătorie. De ce? La oameni plini de Duhul Sfânt, la oameni care îl așteaptă pe Domnul, care așteaptă nunta aceea de care tot povestim noi, ne gândim la divorț și la recăsătorie, dar unde-i dragostea din tâi? De ce nu iubim statornic? Până la sfârșit. Mă rog Domnului, așa să vă facă, să vă iubiți până la sfârșit. O dragoste care se sacrifică, nu știu cât e ceasul, nu vreau să lungesc vorbirea, că voi sunteți tare cu programul, Dumnezeu să vă binecuvinteze. O dragoste statornică, o dragoste demonstrată. Spunea Ioan, copilașilor, nu iubiți numai cu vorba și cu limba, ci iubiți cu fapta și cu adevărul. Cum adică să iubim cu adevărul? Am găsit o interpretare la un frate din America. El spunea, măi, eu o iubesc pe soția mea. Odată a venit acasă, spunea ea, cu o roche, o probat-o, se rotea așa în jur și spunea, iubitule, îmi stă bine? El spune ochelare, cred că era mai în vârstă ca mine, s-a uitat, stă bine, stă prea bine, nu mai e de astăzi înainte. Cine are urei de auzit, să audă. Că suntem în casa Domnului și în casa Domnului trebuie să fim pocăiți, decenți, cum ne arată Scriptura. Eu pe nevastă mi-au vreo un rai cu mine. Eu nu mă duc fără rai. E mama copiilor mei, bolnavă de cancer, operată, am suferit. Eu vreau un rai. Când văd o mică deviere, numai nevastă, Scriptura spune altfel. Și ea, vai cât are de corectat în mine, vai cât are de corectat. Măi, omule, măi, ești păstor, măi, mă, nu te uita acolo, nu fă gesturile astea, nu vorbi așa, nu fă așa. Noi ne iubim și ne arătăm, noi iubim și cu adevărul. Ce nu-i bun, spunem că nu-i bun, că ne vrem în cerc. Domnul să ne ajute pe toți. Mă opresc. Să vă binecuvinteze Domnul. Să fiți smeriți, umili. În legământul ăsta al căsătoriei, țineți cont, legământul de pace, legământul de instruire, să vă cunoașteți unul pe altul și să vă respectați. Și legământul de dragoste. Amin.